Spitalul Județean de Urgență Sala organizează în data de 18 iunie concurs pentru ocuparea unui post de economist, a unui post de inginer și a unui post de fochist pe durată nedeterminată. Candidații la postul de inginer în Biroul Tehnic Investiții trebuie să aibă studii superioare de lungă durată în specialitatea instalații pentru construcții și cunoștințe de operare calculator Word și Excel. De asemenea, pentru postul de fochist în atelierul de întreținere și reparații este nevoie de autorizație ISCIR și minim 5 ani vechime în meseria de fochist, în timp ce pentru postul de economist în compartiment audit candidații au nevoie de studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplome de licență sau echivalență, certificat de atestare a unor programe cursuri de auditor intern și minimum 5 ani de vechime în specialitate. Dosarul de concurs va cuprinde un formular de înscriere care se va obține de la Serviciul Resurse Umane, copia actului de identitate, copia diplomelor de studii care atestă studiile și specialitatea postului, copie după carnetul de muncă, cazierul judiciar, adeverință de la medicul de familie, copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale, individuale sau după caz de la ultimul loc de muncă și o chitanță de plată a taxei de concurs. Înscrierile la concurs se fac până la data de 12 iunie 2015, ora 13, la Serviciul de Resurse Umane. Alte relații suplimentare se pot obține la Serviciul de Resurse Umane, telefon 0260616920 sau 0752269700, interior 112, personal.